TV. Vorbește liber. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Ați aflat deja că, iată, în cursa electorală pentru primăria municipiului Pașcani s-au înscris 9 candidați, iar pentru Consiliul Local al municipiului Pașcani 10 formațiuni politice și 3 independenți. Unul dintre ei este consilierul independent Dionisia Floraie, cel care în anul 2008 a cerut votul pașcănilor pentru schimbare și progres și a reușit să intre în legislativul local cu un rezultat surprinzător de bun. Acum, el s-a înscris în cursa electorală cu scopul de a câștiga primăria Pașcani. În această seară vom încerca să aflăm motivele pentru care candidează din nou și să cunoaștem cât mai multe amănunte despre viața și cariera domniei sale. Mai exact, continuăm seria de interviuri despre viața și activitatea candidaților la primăria Pașcani. Așadar, invitatul meu din această seară este consilierul independent Dionisia Afloroai, avocat, lector universitar în drept, unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați aleși locali. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cei care au întrebări sau comentarii în legătură cu tema emisiunii sau pentru invitatul meu le pot adresa la numărul de telefon 0232 711121 sau 0766 80644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Domnule consilier, iată, ați reușit să treceți un examen important. Ați reușit să vă înscrieți? A fost greu cu semnăturile? Nu a fost ușor. A fost mai ușor decât în 2008. Am primit multe mesaje de încurajare și asta m-a determinat să merg înainte. A fost un examen foarte important pentru mine, să reușesc să strâng numărul suficient de semnături pentru a mă putea înscrie, cel puțin 1000. În 2008 îmi aduc aminte că foarte multă lume era reticentă atunci când ceream semnături pentru a mă înscrie. Eram poate mai puțin cunoscut, erau poate alte mentalități, lumea era mai reticentă. Lucrurile s-au mai schimbat, lumea este mai deschisă, comunică altfel și pentru că am ajuns la nivelul de comunicare înainte de a trece la analiza mea, aș vrea personal și în numele tuturor celor care m-au sprijinit prin semnături să vă mulțumesc dumneavoastră și postului BTV astăzi cu ocazia zilei libertății presei și cred că sunteți parte din acea presă care trebuie respectată, trebuie apreciată pentru întreaga activitate. Mulțumesc. Libertatea presei a fost și este și va fi în continuare un element deosebit de important într-o democrație. Și dacă vom asista sau am asistat la un început de democrație în Pașcani, o mare parte vi se datorează dumneavoastră personal și întregii echipe. A fost un examen greu, strânsul semnăturilor. Au fost persoane care au fost reticente la semna listele respective, au fost persoane care nu au dorit să-și declină identitatea. Le mulțumesc tuturor, mulțumesc din suflet tuturor persoanelor care, în afara faptului că au semnat aceste liste, mi-au adresat un mesaj, fie de încredere, fie de nemulțumire, fie de îndemn, fie de așteptări. Foarte multe persoane care mi-au promis sprijinul în ziua alegerilor. Aceste lucruri au fost determinante pentru mine în pornirea procesului electoral. Câte semnături ați strâns? Câte semnături ați depus la biroul electoral local? În total au fost aproximativ un număr de 1600 de semnături strânse. La biroul electoral
Au fost depuse peste 1300 de semnături. Asta pentru primărie. Pentru primărie. Pentru Consiliul Local erau necesare un număr de 380 de semnături. Au fost depuse în jur de 750 de semnături. O parte din semnături nu le-am depus pentru că am avut rezerve cu privire la exactitatea datelor înscrise pe listă și atunci le-am eliminat. Poate greșit, poate bine, dar am dorit să depun acele liste cu bună credință și să am cât se poate de mult convingerea că datele înscrise sunt cele reale. Iată, la dumneavoastră aproape 2000 de semnături. S-au mai înscris încă doi candidați care de asemenea au avut nevoie de măcar de același număr de semnături minimul pentru a se putea înscrie în cursa electorală. Ce explicație aveți pentru faptul că, iată, pășcănenii parcă au o mai mare deschidere față de candidații independenți? Pentru că dacă ar fi să însumăm aceste semnături, ne ducem la câteva mii de semnături care sunt extrem de importante în economia electorală. Sunt convins că acest proces, analiza acestui proces de strângere de semnături pentru toți candidații independenți, ne duce la ideea pe care ați spus-o, că lumea își dorește altceva decât formațiunile politice, decât modelul clasic de politician. Este însă important ca oamenii care își doresc aceste lucruri să participe, cu minimum, cu participare la vot, mă refer, să meargă să voteze în sensul pe care și-l doresc. Sunt așteptări foarte mari de la primarul municipiului Pașcani. Cel care va fi desemnat, va fi ales primar al municipiului Pașcani. Și aceste semnături sunt un mesaj de încurajare și un mesaj de adeziune la o ruptură de ceea ce înseamnă politica clasică, de percepția noastră asupra politicii clasice. Lumea cred că își dorește mai puțin un om politic în fruntea primăriei, mai mult o persoană cu abilități administrative, cu abilități manageriale, cu respectarea dorințelor cetățeanilor. Și de bună credință. De foarte bună credință. Acesta cred că este mesajul care este lansat prin numărul mare de semnături care au fost strânse în acest an sau în această perioadă de către candidații independenți sau care își asumă calitatea de candidat independent, măcar nesprijinit de un partid politic. Cred că lumea face clar distinția între ceea ce dorește de la oraș și formațiunea politică pe care o vede mai mult la nivel central, la negocierile privind anumite posturi, anumite de ministru, în instituțiile descentralizate. E clar că există o mare așteptare în acest an. Aveți sentimentul, aveți încrederea că societatea civilă din Pașcani s-a maturizat, va îndrăzni, iată, acum pe 10 iunie să schimbe din nou primarul, tocmai pentru, pe de o parte, pentru a sancționa actualul primar, pentru că nu a făcut ceea ce a promis, pe de altă parte, tocmai în căutarea acelui administrator sau bun gospodar care să rezolve până la urmă problemele comunității. Sigur, cred în acest lucru. Cred că va fi un nou proces de schimbare, similar celui din 2008. Dacă nu aș fi avut această convingere, nu aș fi candidat. Candidez cu convingerea că pot câștiga. Candidez cu convingerea că lucrurile prin votul cetățenilor se pot schimba în municipiul Pașcani. Totul pleacă de la voința cetățenilor. Există nuclee dure ale partidelor, care sub nicio formă, sau aproape sub nicio formă, nu pot fi clintite. Schimbate, da. Dar voința colectivității, voința celorlalți oameni care participă la viața din Pașcani, cred că își va spune cuvântul în acest an. Și cred că va fi într-adevăr o mare surpriză la alegeri. În mod cert, cred că am convingerea că în acest an vom asista la o nouă schimbare a primarului. Ceea ce, altminte, este oarecum și explicabil. Foarte multă perioadă de timp... Și sănătos. Absolut sănătos. Foarte multă perioadă de timp a fost o singură persoană la conducerea municipiului Pașcani. Când începe rotița să se învârte, se va învârti din ce în ce mai repede. Lumea oarecum prinde gustul schimbării, prinde și speculează schimbarea.
În acest fel sancționează, în acest fel pune presiune pe clasa politică, în acest fel arată cartonașul roșu, arată puterea cetățenilor și cred că e foarte sănătos pentru că lumea va fi, oamenii politici vor fi, sau politici sau administrativi, vor fi mult mai atenți la cetățeni. Nu vor mai avea acea impresie de inamovibilitate, de eternitate într-o anumită funcție. Aceste schimbări sunt foarte, foarte benefice pentru orice oraș. Aproape toate sondajele pe care le cunosc, sondajele de opinie de la partide politice din Pașcani, anunță un procent destul de ridicat de cetățeni nehotărâți. Cetățeni care aparent nu ar participa la votul din 10 iunie. Are vreo legătură acest procent nefirez de mare pentru o societate sănătoasă? Are legătură cu apetența pășcănenilor pentru independenți? În mod sigur. Numărul mare de persoane nehotărâte e un semnal pozitiv și pentru mine și pentru toți politicienii. Sunt foarte atenți. Practic, numărul persoanelor care până la momentul efectuării sondajului sau care până în acest moment nu s-au hotărât, mie cel puțin îmi spune că există un număr mare de persoane care vor analiza atent mesajul fiecărui candidat. Persoane care cu un mare grad de maturitate politică, cu un mare absolut discernământ, persoane care vor alege absolut liber. Persoane care vor fi convinse că votul care îl dau e un vot benefic. Nu sunt persoane, nu acea tip de persoană de alegător îndoctrinat. Care nu au fost păcăliți. Sau care nu sunt afiliați politic, sau care nu fac anumite jocuri. Bun, întrebarea e cum vor fi convinși acești oameni să iese la vot? Pentru că va fi greu ca cineva să-i convingă. Participarea lor la procesul electoral cred că e o decizie absolut internă. Cred că vor trebui să își asume rolul până la urmă de dirijor al clasei politice. Să conducă clasa politică. Să traseze direcția în care municipiul Pașcani va merge în următorii ani. E un proces intern. Cred că aceste persoane pot fi convinse să participe la procesul electoral dacă mesajul este suficient de credibil și de pertinent. Dacă cel care expune mesajul este credibil, purtătorul mesajului este credibil, cred că vor participa la procesul de votare. Bun, ce șanse credeți că aveți în această campanie? O întrebare foarte bună. Cred că voi câștiga aceste alegeri. Cred că adversarii mei, principalii contracandidați sau ceilalți contracandidați, sunt foarte bine cunoscuți de locuitorii din municipiul Pașcani. Cunoscând foarte bine un om, va fi foarte greu pentru aceste persoane să inducă în eroare. O persoană apropiată nu reușește să o păcălește. Astfel încât potențialul lor de creștere este limitat. Din punctul meu, așa gândesc. În ceea ce mă privește, cred că buna credință pe care o am, sper să conving oamenii de faptul că nu îmi doresc acest post de primar decât pentru oraș. Nu am nici un alt interes decât 4 ani de zile acest oraș să crească. Este singura mea așteptare, singura mea dorință dacă voi ocupa funcția de primar. Nu-mi doresc să prospere familia mea. Nu-mi doresc să prospere prietenii mei. Prietenii mei din Pașcani număr pe degetele la o mână. Cunoscuți mai mulți. Dacă voi avea această capacitate de a mă face înțeles în sentimentele pe care le am, în gândurile pe care le am, cred că voi câștiga.
Bun. Există și posibilitatea ca aceste alegeri să nu le câștig. Care va fi soarta mea, viitorul meu politic, o voi analiza la momentul 10-11 iunie 2012. Dacă voi continua sau dacă nu voi continua. Dar această campanie am început-o, această cursă electorală am început-o cu convingerea că pot câștiga. Nu fac niciun alt joc de culise, de glezne, de încălzire. Am un singur obiectiv. Și acela să ajung primar pe 10 iunie 2012. Bun. De ce un singur mandat? De ce doar 4 ani de zile? Pentru că am o viață personală pe care îmi doresc să o trăiesc, pentru că munca și ocuparea acestei funcții va pune în mod cert familia mea, cariera mea didactică, cariera mea profesională ca avocat, le vor pune în planuri secunde, terțiare, în respect deosebit de mult familia. Și și în 2008 și în 2012 am luat hotărârea de a candida după ce m-am consultat cu familia. Și atunci când părinții mei, m-au încurajat să merg, a fost momentul deosebit de important pentru mine. Când, nu că m-au binecuvântat, dar când mi-au urat succes, a fost un moment deosebit pentru mine. Un singur mandat cred că este suficient pentru ca municipiul Pașcani să pornească pe direcția bună, o direcție de la care nu mai poate fi întors. O schimbare profundă a sistemului administrativ, a mentalității, a modului de lucru este suficient pentru a implementa un sistem de conducere a orașului și un sistem de administrare a orașului, un mod de cheltuire a banului, de respectare a legii, de respectare a cetățeanului, care nu va mai putea fi schimbat. Nu-mi doresc mai multe mandate pentru că eu sunt de principiu că o persoană nu trebuie să stea într-o anumită funcție o perioadă lungă de timp. Nu trebuie să se stabilizeze. Trebuie să existe termene foarte precise de realizare a activităților. Nu pot amâna și spune nu am reușit să fac în ultimii 4 ani, dar în mod cert voi face în următorii 20. După mine va veni un alt primar cu o altă mentalitate, cu alte proiecte mai benefice, poate va fi mai bun decât mine. Dar această rotire, această schimbare a conducerii, din această schimbare în mod cert va câștiga orașul. Am convingerea că un singur mandat este suficient, sunt 4 ani. 4 ani, foarte mult. Suficient timp pentru a iniția, pentru a adopta, pentru a pune în operă proiecte semnificative pentru oraș. Credeți că dumneavoastră sunteți cel mai potrivit pentru această funcție acum din rândul celor 9 înscriși în cursa pentru primărie? Da, din rândul celor 9 înscriși în funcția pentru primărie, era o întrebare foarte dificilă dacă în general sunt cel mai bun. Și am curajul să spun că nu. Am convingerea că în municipiul Pașcani sunt persoane care nu vor să-și asume această funcție, nu vor să-și asume candidatura. Am sperat că vor fi alții decât cei pe care am văzut în ultimii 4 ani. Nici unul dintre contracandidați nu este o persoană nouă, o persoană despre care să spunem, uite, haideți să o ascultăm, nu a vorbit în ultimii 4 ani. Dar, din cei care, pentru că luni a fost ultima zi de înscriere, s-au definitivat listele dintre cei 9, da, am curajul să afirm că sunt cea mai bună alegere. Din cumulând calitățile care, în mod general, se cer unui primar. Așteptările pe care le avem de la un primar. Făcând o medie a tuturor acestor calități, da, sunt cel mai bun dintre contracandidații mei, față de contracandidații mei. Cum vedeți dumneavoastră campania electorală? Nu a început, dar nu a început în mod oficial, dar în câteva zile, iată, va începe. Pot să vă spun cum Cum vă doriți să fie.
cum mi-aș dori să fie. Pot să vă spun cum am eu proiectul de campanie și pot să vă spun ce bănui că vor face contracandidații mei. Mi-aș dori să fie analizat fiecare proiect. Mi-aș dori să se întâmple în această campanie, în cele 30 de zile, ceea ce nu s-a întâmplat în municipiul Pașcani în ultimii 4 ani. Să spunem, acest proiect este bun sau rău? Avem un proiect. E bun sau rău? Și să decidă oamenii la vot, pe fiecare proiect. Au fost numeroase dezbateri în Consiliul Local, care s-au soldat de cele mai multe ori cu un vot politic. Aprobarea proiectelor importante pentru municipiul Pașcani au fost voturi politice. Și putem vorbi despre PID, despre centru de afaceri, despre orice. Niciodată nu au fost întrebați cetățenii. Acum, dacă aceste proiecte vor fi dezbătute, decizia va aparține cetățenilor. Prin vot, indirect, în loc să se pronunțe asupra proiectului în sine, se vor pronunța asupra candidatului care își asumă sau e împotriva unui anumit proiect. Îmi doresc de la, sau eu, cel puțin, în această campanie, voi prezenta ceea ce intenționez să fac în calitate de primar. Mă aștept de la contracandidați, în ceea ce mă privește, ei între ei, să existe o campanie mizeră, mizerabilă, cu dosare, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Să se pună dosarele penale, furturile, ce e mai rău în firea umană, să fie denigrat, să fie scuipat, să fie arătat cu degetul, huiduiți. Dumneavoastră vă este frică de ceva? Nu? Absolut nimic. Absolut nimic. Am avut ocazia să aflu despre mine prin intermediul primarului și a purtătorilor săi de cuvânt mai multe lucruri decât știam eu despre mine. Au fost și momente amuzante în acești 4 ani când am fost catalogat în diferite feluri. La început eram mai furios. La un moment dat am intrat nu într-o stare de pasivitate, dar într-o anumită toleranță față de portavocile primarului care au urmărit să mă denigreze, au încercat să fac referiri și la anumite persoane apropiate, la soție, aduc aminte de alegerile din Valea Seacă, etc. No. Dacă nu mi este frică de absolut nimic. Nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere social, nici din punct de vedere familial. Nu m-am ascuns niciodată. Veniturile sunt publice, relațiile mele sunt publice. Dacă mă duc la o persoană acasă, mă duc în Pașcani. Fie el membru PNL, PSD, PDL, PRN, din orice partid. Mă duc și sun la interfon ziua în amiaza mare. Nu mi este rușine cu nicio persoană cu care mă întâlnesc. Nu există un lucru care să poată fi spus despre mine și care să îmi aducă o atingere, dar să fie adevărat, să aducă atingere de imagine. Că lucrurile pot fi inventate, asta nu am cum să o controlez. În ceea ce privește viața mea, nu am absolut nimic de ascuns. Bun. Este greu să fii independent și vă întreb asta pentru că în Consiliul Local, în raport cu forțele politice, misiunea de independent este complicată, aș spune. Nu a fost greu să fiu independent, a fost mai greu să înțeleg mecanismul de adoptare al proiectelor. Acolo a fost un lucru la care nu mă așteptam. Eu, cel puțin în 2008, m-am așteptat Consiliul Local să dezbată atent fiecare proiect inițiat, de independent, de un partid politic, de primar, de oricine. Și mă așteptam să se aplece asupra proiectelor, să fie discutat. Această respingere a proiectelor datorită inițiatorului mi s-a părut absurdă. O consider în continuare absurdă. Nu este de demnitatea Consiliului Local să înlăture un proiect pentru că nu-i place numele inițiatorului. Și s-a întâmplat. Sau să paralizeze prin lipsa de la ședințe, prin diverse mijloace, asumarea sau adoptarea acelui hotărâri. Mi s-a părut de o ultimă speță, de cea mai joasă speță, să adopți o hotărâre, forțând nota,
oarecum, discutând cu colegii, obligându-i până la urmă, nu șantajându-i, rugându-i să analizeze acel proiect și să-l voteze. De exemplu, mă refer la proiectul cu bursele. Și să vezi ostilitate fățișă din partea primarului pe motiv că nu este proiectul său. Dacă aș fi știut aceste lucruri în 2008, probabil că aș fi avut o altă abordare. Sincer, aș fi rugat pe primar să le inițieze. Pentru că acele proiecte nu sunt ale mele și nu, niciodată n-aș... Uite ce am reușit să fac în calitate de consilier. Dacă reușeam ca acel gând pe care l-am avut, ca tinerii să aibă o răsplată pentru muncă, indiferent cine iniția proiect, indiferent cine plătea, eu în gând, în sufletul meu, eram mulțumit. Eram extraordinar de mulțumit. Dacă proiectul pe care l-am avut în 2008, cu schimbarea și progresul, tot acel proiect, era astăzi aplicat, nu mai candidam. Nu vedeam de viața mea, de drumul meu și eram foarte mulțumit, nu pentru calitatea de consilier, ci pentru faptul că gândurile bune care au fost puse acolo au fost puse în operă. Pentru că beneficiul era al cetățenilor. Nu am avut un proiect scris, propus, scris în acel program. Un proiect inițiat în Consiliul Local sau un proiect pe care să-l fi votat în Consiliul Local și care să-mi fi produs mie sau vreunui apropiat al meu cel mai mic beneficiu. Nu am cerut nimic din Consiliul Local. Nu am cerut nimic de la primărie. Nu vreau acest lucru. Acestea au fost dezamăgirile mele în calitate de consilier independent. Însă am avut satisfacții extraordinar de mari. Atunci când am văzut colegii cu capul plecați, rușinați de modul în care trebuie să voteze și am avut libertatea de a-mi exprima opinia în mod liber, necenzurat, am simțit că această calitate de independent este mai presus de orice avantaj patrimonial. Faptul de a-ți putea spune, de a-ți fi rușine de tine și să trebuiască să ridici mâna în Consiliul Local, mi s-a părut că nu poate fi, nu știu, plătită cu oricât ți-ar da. Mergi acasă, mergi la familie, te întâlnești cu prietenii, măcar în glumă și tot îți spun. Ce ai făcut? Cine este Dionisia Florai, dincolo de activitatea dumneavoastră administrativă? Mi-e greu să vă spun cine sunt. Însă, vă pot spune că tot ceea ce am reușit să realizez până acum în plan profesional a fost o confirmare din partea unor terțe persoane. La facultate, când am intrat în 97, cred că eram în jur de 17 candidați pe loc. 4 ani de facultate am fost bursier, datorită mediilor pe care le-am avut. Unde ați făcut? La Alexandru Ioan Cuzaniaș, la Facultatea de Drept. În anul 4 de facultate am depus o cerere, de fapt depusesem anterior în anul 3 prin Fundația Soros pentru o bursă în Statele Unite, nu mi-a fost aprobată. În etapa finală, în anul 4 am depus o cerere de bursă la Guvernul României. Mi-a fost aprobată 8 luni de masterat la Universitatea din Poitiers, pe specializare de drept comercial. De asemenea, mulți candidați au fost atunci. În 2001 am plecat în Franța, în 2002 m-am întors. Am plecat din nou pentru a susține examenele finale, pentru că bursa, conform bursei, aveam doar obligația de a urma 8 luni de facultate. Anul școlar, cu tot cu examene, se tendea aproximativ pe 11 luni, 2 luni erau dedicate tezei finale. Am întors, am susținut examenul final. După asta, în 2002,
întors în România, am dat examen la Universitatea Cogălnicianu pentru postul de preparator. În 2003 am dat examen pentru barou. În 2004 am dat examen pentru asistent. În 2004 am dat examen pentru doctorat. În 2005 am dat examen pentru definitivat în barou. În 2006 am dat examen pentru consilier la Cancelarea Primului Ministru. În 2007 am dat examenul de lector la universitate. În 2008 am dat examenul la municipiul Pașcani. Avem o viață. Anul ăsta, de asemenea, un examen greu. Acum, în iunie, în toamnă vreau să-mi susțin doctoratul, un alt examen deosebit de important pentru mine. Însă, atât pe plan profesional, ca avocat, fiecare dosar pe care l-am, fiecare client pe care l-am, e un examen. La universitate nu sunt doar examinator, sunt și examinat de proprii mei studenți, mulți din Pașcani. Sunt examinat de colegi pe, să spunem, în examenele de promovare în cariera didactică. Sunt examinat de cei care analizează articolele, cărțile pe care în timpul care îl mai am încerc să le scriu și să le finalizez. Viața e un examen și de cele mai multe ori am reușit la aceste examene și sunt mândru de acest fapt. Niciodată, eu nu mi-aduc aminte să-mi fi dat cineva ceva. Prin concurs, prin pregătire, prin mai grele, examene mai ușoare, dar e foarte benefic să te testezi. Sunteți o persoană ambițioasă? De regulă obțineți ușor ceea ce doriți? Nu, de regulă obțin greu ceea ce îmi doresc. Sunt o persoană foarte ambițioasă. Din acest motiv obțin relativ greu ceea ce îmi doresc, pentru că obiectivele pe care le am sunt mari. Și a obține ceva pentru mine nu înseamnă doar a ajunge acolo unde îmi propun. Examenul de primar, că am început în această notă, pentru mine nu înseamnă a fi validat în funcția de primar. Înseamnă a finaliza acest mandat cu fruntea sus. Acela va fi cel mai greu examen. În general, am avut o viață, sau am o viață de care sunt absolut mândru. Cu realizările pe care le-am avut. Îmi iubesc foarte mult părinții, îmi iubesc foarte mult familia, îmi iubesc puținii prieteni pe care am. Și cred că aceste principii de respect față de cei apropiați, de credință în anumite valori, mai mult sau mai puțin exprimată această credință, exprimată public, ostentativ, nu sunt de acord, cred că aceste lucruri te ajută să obții ceea ce îți propui. Vă întreabă cineva, unde ați văzut mai multă corupție? În București, în perioada în care ați lucrat în departamentul anticorupție, antifraudă, sau la Pașcani în cei 4 ani cât ați fost consilier local? În mod cert la Pașcani. În mod cert la Pașcani și sunt, nu că sunt mândru de activitatea pe care am desfășurat-o acolo, sunt convins că munca mea, și o spun cu toată deschiderea, niciodată în perioada în care am lucrat în cancelarea primului ministru la Departamentul de Luptă Antifraudă, niciodată nu am primit un mesaj direcționat într-o anumită, sau de a acționa într-o anumită modalitate cu privire la o persoană sau la alta. Am avut o libertate de acțiune, de decizie, pe care trebuia să o justificăm. Dacă întreprindeam o acțiune, trebuia să o justificăm. Dar tot timpul acele argumente erau ascultate. Câteodată nici nu cunoșteam numele, aveam inițiale pe care lucram. Deci nu a fost niciodată pusă problema corupției în acel mediu. Noi, e adevărat însă, foarte, foarte adevărat, că eram și sub coordonarea, și sub coordonarea OLAF-ului, a organismului, să spunem, echivalent, dar de la nivelul Uniunii Europene. Nimeni nu-și permitea să gândească că ar putea beneficia ilicit de un anumit avantaj. Însă ceea ce se întâmplă și ceea ce am observat,
la Pașcani depășește aproape orice imaginație. Auzisem povești și vă mărturisesc că acele povești s-au dovedit a fi reale. Recunosc că am auzit lucruri pe care nu le-am crezut, dar despre care m-am convins. Există o lipsă de reacție, din păcate, și din partea organismelor care normal ar trebui să sancționeze. De exemplu, Curtea de Conturi, Administrația Finanțelor Publice. Mă surprinde lipsa de reacție. Și atunci cred că nu trebuie să așteptăm din partea altora. Curățenia trebuie să o facem noi din înăuntru sistemului. Bun. Cum ați ajuns să lucrați pentru guvern și pentru ce perioadă? Am lucrat în perioada ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte, 2006 până în, la finalul lunii mai 2007. Au fost organizat un concurs pentru un număr de aproximativ 10 consilieri aferent unui număr de 3 direcții din cadrul departamentului: Direcția de Legislații și Politici Publice, Direcția de Control și Direcția de Culegere și Analiză de Date. Am optat pentru Direcția de Legislație și Politici Publice. Mă așteptam ca acel examen să nu fie real, să fie un examen, dar și vă mărturisesc că am participat la examen. Eram hotărât să merg la examen, dar probabil că decizia mare am luat-o atunci când s-a potrivit să conduc pe cineva la aeroport și era fix în acea dimineață și stabilisem așa cu o anumită perioadă înainte, am zis, uite, se potrivesc evenimentele, sunt semne și mai cred că se dată și în semne. Nu aveam așteptări să ocup postul, am obținut prima notă, la nota maximă, nu nota maximă, am obținut 10, dar am obținut cea mai mare notă pe Direcția de Legislație și am luat decizia de a rămâne acolo. Plecasem, atunci m-am suspendat la cerere din avocatură, eram avocat definitiv la acel moment și a fost o decizie bună. Am plecat în 2007, în luna mai, pentru că inițial am vrut să plec prin demisie, însă în urma discuțiilor cu partea de personal a fost decizia de a pleca de comun acord, încetarea contractului de muncă de comun acord, pentru că deciziile în sine, ca urmare a procesului birocratic, erau îndelungate ca timp. Mă așteptam să existe de la momentul inițierii până la momentul punerii în practică a deciziilor, o perioadă scurtă de timp, să spun de zile sau de... Însă, toată această birocrație m-a demoralizat. M-a descurajat. M-a bulversat. Și veneam din avocatură, veneam dintr-un mediu unde acțiunea este extraordinară. Dacă trebuie să acționez la 12 noaptea din cauza unui client sau din alte motive, atunci trebuie făcut. Sunt termene limită de instanțe și poate că nu, la acel moment, poate că nu am avut maturitatea de a persevera și de a încerca. Oricum, era vârful sistemului și cred că a schimba acel sistem era extraordinar de dificil. Bun. Dar după ce am plecat din funcția de consilier, am lucrat o perioadă de 2 ani în colaborare cu un cabinet de avocatură, o societate de avocatură din București, o experiență extraordinar de bună pentru mine, foarte bună, pe parte de comercial și administrativ extraordinar. Deci ca muncă a fost ceea ce mi-am dorit. Din nefericire, depărtarea de familie m-a îndemnat, a pus presiune pe mine, aveam deja o fetiță, să revin acasă.
Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să discutăm și despre familia dumneavoastră. Sarom, savurează diferența. Tâmplăria PVC Tonplast. Ai trei motive să o alegi: termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tonplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Butăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Promoția primăverii la Adams Pașcani. Comanda acum un mobilier din lemn masiv pentru casa ta și primești un cadou special, un set cu masă și scaune pliante. Mobilier meșteșugit cu har de meșteri tâmplar de la Adams pentru bucătărie, dormitor, living sau birou. Adams, imaginea căminului tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Aici în studioul nostru este foarte, foarte cald. Invitatul meu, domnul consilier independent Dionisia Florai, iată, telespectatorii noștri doresc să afle cum v-ați asumat, cum vi se pare rolul de tată, având în vedere că, iată, sunteți și avocat, și cadru universitar, și consilier local. Acum doriți să candidați și pentru primăria Pașcani? Nu este prea mult? Sau, mai bine spus, de unde găsiți resursele necesare pentru a face față? Fizice. Fizice, bineînțeles. Și morale. Și morale. E adevărat că sunt momente în care mi-aș dori să petrec mai mult timp cu familia. Am o fetiță și am primit 5 ani în toamnă și un băiețel care am primit 3 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc. Cresc, te vedem mai rar și da, mi-aș dori să, câteodată să petrec și mai mult timp cu ei. Sunt însă lucruri pe care suntem obligați datorită vieții, datorită ritmului vieții, datorită să le lăsăm în plan secund. Pentru mine, cu toată rușinea, planul secund a însemnat familie. Când am intrat în Barou în 2003, maestrul meu, sunt amândoi avocați, și soțul și doamna, sunt avocați în Canada, mi-au spus, decizia de a lucra
în acest cabinet, o societate, în această societate, e o decizie grea, pentru că vei petrece mai mult timp la birou decât cu familia. La momentul respectiv nu eram căsătorit. Dar mi-am atras atenția și asupra acestui fapt. În general, în jur de ora 7:30 plec de acasă. Sunt zile în care... Azi la București, mâine la Constanța. La Constanța, București, Cluj. Asta este activitatea pe care mi-am ales-o. O fac cu multă pasiune, cu mult drag. Iubesc această meserie. Iubesc și activitatea didactică. Și opțiunea din, spuneam, spre rușinea mea, a fost ca în planul secund să fie familia. Felicitări, domnule Florae, spune cineva, avem mare nevoie de oameni ca dumneavoastră, dacă toți aleșii locali ar fi astfel, orașul chiar ar avea șansa de a redeveni cea mai importantă localitate din zonă. Ne uităm cu tristețe cum orașele și satele din împrejurim deja ne-au depășit la capitolul infrastructură. Chiar așa este. Și am vorbit de foarte multe ori despre acest aspect. Acum, nu... Eu sunt mândru că fac parte din această comunitate. Felul în care arată orașul nu este vina cetățenilor. Cetățenilor se pot reproșa anumite lucruri, însă în mod individual. Așa cum înțeleg, de exemplu, să facă curățenie în propriile apartamente, cum înțeleg să spunem, să se organizeze sau nu, cum înțeleg să arunce pe stradă o hârtie, fiecare în mod individual. Modul în care arată localitatea este vina administrației. De la primar, să spunem, până la consilier. Nu trebuie să ne fie rușine că locuim în acest oraș, nu trebuie să ne fie rușine că facem parte din județul Iași, că facem parte din România. Trebuie să ne asumăm identitatea pe care o avem și trebuie să arătăm ceea ce avem bun. Și, pentru că avem puterea de a schimba lucrurile. Dacă viața noastră s-ar termina mâine, poate ar trebui să ne fie rușine că nu am reușit să facem mai mult. Dar avem o perspectivă, avem capacitatea, avem puterea și fizică și financiară ca municipiu să creștem. Este însă discutabil ce se întâmplă dacă lucrurile nu se vor schimba. Și în ceea ce mă privește, tot ceea ce pot eu să fac, voi face ca lucrurile să se schimbe în bine. Ce vârstă aveți? 33 de ani. Cât de bogați sunteți la vârsta pe care o aveți? Ieri am avut un curs de dreptul fiscal și eram cu anul 4. Anul 4 sunt în faza de examinare și o studentă a prezentat o temă de referat, impozitul pe avere. Întrebarea mea către student înainte de a prezenta subiectul a fost ce înseamnă avere. Eu mă așteptam la un răspuns din punct de vedere juridic, să definim averea ca și concept juridic, ca să știm despre ce vorbim. Însă a fost o mare bulversare. Mă întrebați cât de bogat sunt. Dar eu mă consider bogat. Nu neapărat bogat. Mă consider realizat din punct de vedere material. Am un apartament, plătesc rate pentru el la bancă, am un teren. La momentul la care l-am achiziționat în 2004, erau prețurile mai mici și nu a trebuit să fac un împrumut la bancă. Am o mașină, un Volkswagen, vorba unui coleg, roșu. E adevărat că e roșu, dar vă mărturisesc că eu n-am vrut să-l cumpăr, însă era proaspăt spălat, arăta extraordinar. Era, să spun, nenorocul meu a fost că am mers împreună cu soția. Arăta foarte bine, merge, nu la fel cum arată, dar merge relativ bine. A fost la un preț redus, a fost 3.000 de euro. Pentru aceste motive, da, sunt un om, să spunem, oarecum realizat. În ceea ce privește veniturile financiare lunare, însumându-le pe ale mele, să spunem, cu ale soției mele,
ceea ce privește, în intervenție, ceea ce privește, spunem, atât avocatura, cât și partea de venituri de la universitate, cred că sau ajung undeva la 1500-2000 de euro pe lună. Deci, din acest punct de vedere, cred că am un nivel de trai absolut decent. Și pot să-mi asigur un nivel de trai absolut decent. Și mă gândesc că nu știu dacă mi-aș dori altceva ca bogăție. Poate mi-aș dori în viitorul apropiat să schimb, de exemplu, televizorul. Am un televizor încă cu tub. Mi-aș dori... Prietenii mi spun că sunt zgârcit pentru că am spus că mai mult de 7,5 milioane nu dau pe un televizor LCD și au spus că am de așteptat, am răbdare, sunt tânăr, aștept de Crăciun, de Paști, n-au fost asemenea promoții, dar am puterea să aștept până la Crăciun. Nu sunt o persoană care să aibă așteptări materiale sau să-și dorească lucruri deosebite. Nu am pus niciodată accent pe mașină să fie performantă, nu am pus niciodată accent pe bijuterii, nu port ceasuri, nu-mi plac obiectele de lux, nu-mi plac gadgeturile. Cred că fiecare obiect pe care îl achiziționăm trebuie să aibă, să servească scopului pe care l-am folosit. Am un telefon, trebuie să-l folosesc ca telefon. Un ceas, nu am nevoie pentru că am telefon. Bun, dar ce hobby aveți? Vă mai permiteți, având în vedere că, iată, timpul este foarte bine drămuit, să zic așa? Hobby-urile... Îmi place să citesc și citesc aproape în fiecare seară, cu excepția cazului când sunt foarte obosit. Îmi iau o carte și citesc câteva pagini bune înainte de a adormi. Ce citiți? Literatură juridică sau beletristică sau... Din istorie îmi place foarte mult să citesc, în special istoria recentă. Cred că e utilă, poate ne ajută câteodată să... Ați moștenit ceva de la părinții dumneavoastră, de la tatăl dumneavoastră, care, iată, este profesor universitar de filozofie, unul dintre cei mai cunoscuți din zonă? Mi-aș fi dorit să moștenesc de la tatăl meu răbdare, pe care o are, toleranța pe care o are, dar însă cred că am moștenit mai mult de la mama spiritul de luptător și, să spunem, spiritul un pic coleric. Reacționez și vizibil. Când mă deranjează ceva și când simt, în special, că există un lucru nedrept, o spun, nu tac. Ce am moștenit de la tata ca educație și ca formare, cred că ar trebui să spună alte persoane. Dacă am acea plecare spre cercetare, spre... Cred, într-adevăr, amândoi părinții mei sunt cadre didactice și exercit meserie, activitatea de cadru didactic cu multă, multă plăcere. Și cred că e o moștenire de la părinții. Bun. Când ați... Când v-ați început cariera politică, dacă putem vorbi de o carieră politică la dumneavoastră, și ce convingere aveți, de stânga sau de dreapta? Cariera politică, nu știu dacă am început-o, pentru că eu politica, sau despre politică am o altă percepție. Politica cred că trebuie să se rezume și să fie adoptarea unei linii de conduită în administrație și asumarea ei de către o majoritate. Deci o carieră politică, să spunem, din partea mea sau într-un anumit grup ar însemna, atât la nivel declarativ deschis, cât și ca mod de viață, o anumită direcție, de stânga sau de dreapta. Dacă ar fi să analizez convingerile, așteptările mele de la acest moment, cred că prin prisma activității principale pe care o practic, cea cel puțin principală ca timp și ca venituri financiare,
acea de avocat, practic o activitate de care s-ar înscrie în politica de dreapta. În ceea ce privește activitatea didactică, munca cu studenții, cred că s-ar încadra în stânga, să spunem, a ieșicherului politic. Cred însă că e deosebit de important să statul să-și îndeplinească rolul de bun organizator al ceea ce înseamnă aparatului administrativ, să ajute persoanele care sunt realmente în nevoie, să asume acele politici publice care sunt benefice pentru cetățeni și care ar fi de natură să oarecum să încurajeze, de exemplu, tinerii să răsplătească pe cei în vârstă, dar în același timp toate aceste activități nu s-ar putea realiza fără o dezvoltare economică absolut solidă. Deci cred că până la urmă un răspuns că de stânga sau de dreapta nu vi-l pot da, pentru că am convingerea, așa cum orice persoană are două brațe și are nevoie de ele, de ambele, și trebuie să existe un echilibru în ele, chiar dacă folosim mai mult dreapta sau folosim mai mult stânga în funcție de naștere, de activitățile pe care le practicăm, trebuie să avem în toate deciziile noastre un echilibru. Ați pornit în campania pentru strângerea de semnături cu o scrisoare pasională, aș spune, adresată pășcănenilor, intitulată Lege și progres. Se poate ca municipiul Pașcan să progreseze fără respectarea legii? Nu există. Nu există progres, nu există democrație, nu există viață civilizată fără aceste bariere, să spunem, și anume legea. Pentru că legea în sine și din 1997 învăț, predau și o aplic, legea în sine nu este pentru oamenii morali, decât în puține aspecte ale ei. Un om moral poate să se întâlnească cu legea fără să o simtă ostilă sau fără să se simtă constrâns să meargă pe stradă și să nu înjure, de exemplu. Da? Care ar putea fi catalogată din punct de vedere contravențional sau din punct de vedere penal, să treacă pe lângă, nu știu, o persoană fără să o agreseze. Cred că legea, până la urmă, e o barieră pentru activitățile antisociale. Indiferent că ne raportăm la o persoană, un infractor, fie că dovedit sau nedovedit. Dacă avem și infractori nedovediți până la urmă. Fără lege însă, nu putem acționa. Nu poate exista progres într-un stat în care primul cetățean din municipiu sau din statul respectiv, primul cetățean al municipiului Pașcani, dă un semnal de nerespectare a legii prin vorbe și prin fapte, el este un model pentru cetățenii din municipiu. Dacă primarul nu respectă legea, cum pot eu să cer unui om simplu să o respecte? Și există această percepție până la urmă la nivel național. Dacă au furat mult, până îi judecă, până îi trage la răspundere, le dă cu suspendare. E o percepție extraordinar de greșită și pe care trebuie să avem grijă cum o gestionăm și ca mesaj, și ca atitudine, și consecințe. Și atunci cum vă explicați faptul că toți cei care intră în contact cu puterea, puterea administrativă, puterea politică, în general cei care au acces la resursele publice, primul lucru pe care îl fac este cel de a încălca legea? Pentru că își urmăresc propriul obiectiv. Și propriul obiectiv este creșterea nejustificată a nivelului de trai al lor și a celor care sunt în jurul lor. Da? Simplu. O persoană care deține funcția de primar, ce avantaje financiare are conform legii? Venitul, salariul său de primar. 4.000-5.000 de lei pe lună. Mult, puțin, asta este. Cum poate o persoană care deține funcția de primar
Se strângă, să spunem, în 4 ani, 20 de miliarde. Să se îmbogățească. Să se îmbogățească. El și toți prietenii numeroși care există în jurul lui. Din ce în ce mai numeroși. Deci, până în campania electorală, când dispar toți dacă a pierdut. Da? Cum se poate? Doar încălcând legea. Respectând legea, știu că am de luat atât. Nimic mai mult. Am un prieten și zice, vreau și eu o lucrare. E caietul de sarcini, licitația are loc peste 6 luni. Câștigi? Bine. Nu câștigi? Și mai bine. Și mai bine pentru mine, pentru că nu trebuie să intru în contact cu tine și nu am... Dacă vei câștiga, înseamnă că ai fost cel mai bun. Cum altfel pot să mă îmbogățesc? Există această dilemă, până la urmă, în societatea civilă, ce facem cu averile care nu se justifică? Și o concepție, bun, prezumția de bună credință. Deci, nu, dacă averea nu se dovedește, atunci omul respectiv este afurat. Sunt un adept al principiului bunei credințe. Însă, dacă este evident că o avere nu poate fi justificată, și chiar dacă nu pot să dovedesc, cred, convingere, că rolul statului este acela de a sancționa chiar pe hoțul neprins. Din punct de vedere, cel puțin financiar, nu ca răspundere penală, unde avem alte principii și prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar din punct de vedere financiar, cred. Din acest motiv, nu putem progresa fără lege. Legea este pentru primar, în primul rând, nu este pentru cetățeni. Primarul are barierele legii. Este pentru aparatul administrativ. Când am pomenit despre lege în cuprinsul acestui mesaj și vreau să se știe că legea nu înseamnă o mai mare asuprire a populației. Nu oamenilor vor fi bătuți. Oamenii vor avea parte din lege ceea ce privește respectarea drepturilor. Vor beneficia. Vor fi beneficiari ai aplicării legii. Și putem vorbi despre lege de la fond funciar până la contracte de achiziție, până la salarii, până la orice. Așa scrie, așa facem. Nu avem dreptul să o criticăm decât în mediul particular. Putem să nu fim de acord cu anumită lege. E dreptul oricui. Legea este o producție a Parlamentului. Putem spune că e bună sau proastă. Însă, când avem de a face cu ea, nu există cale de întors. O pun în aplicare. Obligațiile din lege, în primul rând, sunt ale administratorilor. Ale primarului, ale Consiliului Local, ale aparatului de subordine a Consiliului Local, ale poliției, ale tuturor. Ei sunt principalii responsabili și principalii, să spunem, subiecți ai obligațiilor legale. Asta înseamnă legea. Dacă nu respectăm legea, trăim în haos, cine va fi principalul beneficiar al haosului? Cel care are puterea. Cel care are banul public. Cel care are pixul pe ordinul de plată. Cum putem progresa când un grup de persoane, 5, 10, 1, dețin singurele pixuri din oraș? Da, pentru aceea este un avantaj ca legea să fie pusă în plan secund. Să vedem ce o să spună instanța. Un mesaj care l-am auzit în ultimii 4 ani, poate este ilegal. O să atacăm un contencios administrativ. Sunt avocat. Primul lucru care îi spun fiecărui client pe care l-am, acest proces cere timp. 1 an, 2 ani. Adică eu știu că fac o nedreptate, știu că însă că pe șmecherii pot să duc 3, 4, 5 ani procesul. Este incorrect. Este incorrect. Legea trebuie să fie primul lucru care se aplică municipiul Pașcani. Primul lucru care îl face orice persoană desemnată într-o funcție publică este primul lucru, fără de care nu poate ocupa funcția de primar sau de consilier, este să depună jurământul. Că va respecta legea. Dacă refuză să jure, se consideră că nu a acceptat funcția publică. Și spune, jur să respect Constituția și legile țării. Și să fac tot ce pot pentru binele acestui oraș. Majoritatea au jurat și nu s-au ținut de jurământ. Nu s-au ținut de cuvânt, dar vreau să spun, până la urmă, acest jurământ nu l-am pomenit
Dar în concepția legiuitorului, tot la legea ajungem, primul lucru care trebuie să-l facă o persoană este să jure cu mâna pe Biblie că va respecta legea. Este primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană ca să acceadă într-o funcție publică, electivă. Și atunci nu trebuie să pornesc toată construcția orașului de la chiar respectarea legii? Acesta să fie principalul obiectiv al primarului, al consilierilor, al tuturor funcționarilor? Iată, un telespectator spune, la Pașcani respectarea legii este o utopie. Chiar așa este? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Respectarea legii nu trebuie să fie o utopie. Vor fi abateri. Vor fi neajunsuri. Vor fi oameni nemulțumiți de aplicarea legii. Dar respectarea legii trebuie să fie un principiu. La început, acest principiu, poate, cu unele persoane care au trăit mai mult în anumite sisteme, va fi mai greu să-l implementeze. Oamenii, poate o parte din persoane, vor fi reticenți în a respecta legea. Nu este nicio problemă. Există personal calificat la nivelul municipiului Pașcani și dacă nu avem, aducem din alte părți. Care? Funcționari publici care să-și asume rolul și obiectivul de respectare a legii. Deci nu există că există o utopie. Nu ai respectat legea, ai calea deschisă pentru a merge în altă parte. Vă întreb, într-o societate privată, regulile trasate de către angajator, bazate pe lege, pe regulamentul intern, sunt sau nu respectate de către salariați? Dacă salariații ar spune, de astăzi nu mai respectăm nici legea, nici regulamentul intern, nici dispozițiile angajatorului, de astăzi furăm. Ce facem în calitate de angajatori? Dăm afară, chemăm poliția și spunem, mergeți. Sunteți aici cu un anumit scop. Asta este scopul vostru, asta este remunerația, astea sunt obiectivele pe care le aveți. Iată, am ajuns la concluzia și nu numai eu, că sunt două unități de măsură. Una folosită în spațiu public și alta în spațiu privat. Mai exact, iată, în ultimii 20 de ani, nimeni nu a fost tras la răspundere pentru faptele pe care le-a făcut. Și mă refer la acele fapte de natură penală sau acele greșeli sau ilegalități. Este un principalul motiv pentru care actuala conducere și-a pierdut total încrederea mea. În prima lună, în a doua lună, de când a ocupat, în 2008, mă refer, de când a ocupat funcția, domnul primar. M-am așteptat și aveam această dorință ca să reformeze sistemul, eliberându-se de oamenii despre care știe sau poate avea cunoștință că sunt corupți. Dar nu că nu au fost condamnați. Eu n-am auzit despre o plângere, o sesizare adresată unui parchet să spună, domnule, am o suspiciune măcar. Luați acest teanc de acte și verificați-l dumneavoastră în calitate de procuror. Nu am încredere în parchetul Pașcani. Trimit la Iași. Nu trimit la Iași. Trimit la București. O plângere nu a fost adresată. L-a venit cu un mesaj foarte puternic de schimbare, de reformare, de eliberare de sub jugul asupritor a celor care 25 de ani au furat. A ajuns la cârma unui oraș, a preluat un sistem mafiot și am constatat că l-a perfecționat. Pe același traseu. L-a dus la noi culmi, așa cum a fost îndoctrinat de tânăr până în 89. L-a perfecționat foarte, foarte bine. E un moment. Când spun despre un sistem mafiot, în mod clar nu mă refer la orice funcționar din primărie. La toți funcționarii din primărie. Există anumite persoane și știți ce este cel mai interesant lucru? Că aceste persoane sunt cunoscute chiar de persoanele din primărie. Se întâmplă să vorbești cu o persoană sau cu altă și se plâng. Acolo e o problemă.
acolo se dau sporuri, acolo se dau sume pe sub masă. Acei persoane beneficiază de avantaj, în mod nejustificat. Deci aceste persoane, până la urmă, sunt cunoscute. Acest sistem mafiot este cunoscut. Important este să dorești să faci dreptate. Nu pentru a te răzbuna, ci pentru a îmbunătăți sistemul, pentru a îmbunătăți mecanismul administrativ. Bun, am ajuns la final de emisiune. O întrebare vă mai adresez din partea telespectatorilor. Vă întreabă cineva dacă credeți în Dumnezeu, sunteți o persoană religioasă? Da, cred. Cred în Dumnezeu și cred că voia Domnului nu o putem afla, care este de sunt gândurile sale pentru noi, însă o vedem din ceea ce urmează. Bun, cum va arăta programul dumneavoastră electoral? Pentru că peste câteva zile vom ajunge să discutăm despre programul dumneavoastră, despre programul tuturor candidaților. Îmi voi asuma proiecte concrete. Care, la modul realist, pot fi puse în aplicare. Nu voi face nicio promisiune demagogică, nu va arăta în urma programului municipiul Pașcani nu se va transforma în Londra, însă, în mod cert, din aplicarea programului, municipiul Pașcani va porni pe un drum bun și care nu are cale de întoarcere. Bun, ultima întrebare. Cât de importante credeți că sunt aceste alegeri, cele din 10 iunie, pentru comunitatea noastră? Eu cred că sunt extraordinar de importante, pentru că perioada care a fost, perioada 2008-2012, a fost o perioadă foarte grea din punct de vedere economic, pentru toată țara, pentru toată Europa, pentru majoritatea statelor de pe glob. Chiar zilele trecute, veștile rele continuă să vină. Le-am auzit zilele trecute. Al doilea, al treilea val de recesiune. Cine nu va supraviețui din punct de vedere economic, și mă refer la unitățile administrativ-teritoriale, cine nu va supraviețui din punct de vedere economic, șansele de redresare sunt din ce în ce mai mici. Există, bineînțeles, un control, ar trebui, sau, nu poate exista un control asupra agenților economici. Dar municipiul Pașcani nu se poate transforma într-un municipiu de consum. Nu putem fi o populație exclusiv consumeristă. Să mergem la servici și să mergem la magazine. Nu se poate ca acest oraș să nu aibă economie, să nu aibă afaceri bine înrădăcinate, să nu aibă producție la nivelul orașului. Dacă nu vom reuși să dezvoltăm economic acest oraș în următorii 4 ani, cred că șansele sale de revenire la statutul pe care un comentator și-l dorea sunt aproape pierdute. Populația tânără pleacă din ce în ce mai mult din oraș. Datele recensământului arată o scădere a numărului populației, datele statistice arată o creștere a numărului a persoanelor care nu sunt nici măcar în indemnizația de șomaj. Tinerii sunt din ce în ce mai puțini, orașul îmbătrânește din ce în ce mai mult. Activitățile se reduc din ce în ce mai mult. Și noi punem pavele. Cui vor folosi aceste pavele? Dacă nu, și facem datorii generațiilor viitoare. Facem și cheltuim irresponsabil. Orașul trebuie construit pentru generația prezentă. Nu m-ați întrebat, sau m-ați întrebat și am evitat răspunsul. De ce candidez? Pentru că m-am săturat să se pomenească despre generații de sacrificiu. Mai am nevoie de timp. Mai vreau. Peste 10 ani va fi bine. Nu. Bine trebuie să ne fie astăzi.
N-am avut timp, iată un motiv al domnului primar, să mă acomodez, să învăț legea, n-am avut echipă, Consiliul Local este de vină. Ai, ca primar, toate resursele. Nu vreau să mai trăiesc pentru următorii, sau să am așteptări pentru următorii 50 de ani. Unei persoane care este moartă de sete, moartă de foame, nu contează promisiunile care îi le vinzi. Dacă atunci când este foame, nu-i dai de mâncare, degeaba îi spui că de Crăciun o să avem un porc mare de care o să facem și cârnați. El îți spune, da, dar astăzi mor de foame, dă-mi o coajă de pâine. Nu, creștem, o dăm la purcel să fie gras. Purcelul respectiv nu va hrăni persoana respectivă, că va fi mort. Nu am timp. Astăzi vreau, m-am săturat. În ultimii 20 de ani din viață am auzit această sintagmă. Generație de sacrificiu. Nu se mai poate. De mâine trebuie să, de astăzi trebuie să ne fie bine. Da, cineva ne spune, este o emisiune foarte bună, o urmăresc cu foarte mare interes. Mulțumesc, doamnă, că urmăriți emisiunile noastre. Noi am pus punct acestei emisiuni chiar acum, am ajuns la finalul emisiunii. Sincer, mi-aș fi dorit să discutăm mai mult despre dumneavoastră, despre preocupările dumneavoastră. Vom avea timp însă în cadrul celor 9 întâlniri electorale să discutăm despre programul dumneavoastră de campanie, despre cum vedeți dumneavoastră că soarta municipiului Pașcani ar putea fi schimbată, despre soluțiile cu care, concrete cu care veți veni și care ar urma să fie aplicate după data de 10 iunie. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc și eu și o seară cât mai bună. La revedere!